am pierdut, nu avem ce face deja. Mergem mai departe. După prima repriză ați condus cu 1-0. Ce s-a întâmplat în pauză? Nu știu, mi-am desfăcut, echipa a început mai activ să joace, mult progres. Asta e. Noi am pierdut momentele noastre în prima repriză și deja două reprize, mult progres și a afectat momentele lor. Mă, progres a jucat în componența optimală. A contat acest fapt? Ați avut cumva frică față de adversar? Nu, frică nu am avut. Undeva îi cunosc pe băieți, am mai jucat împreună, frică n-am avut, adică nu era nicio frică. Noi am știut că ei sunt mai experimentați, de-aia noi am jucat mai mult puțin în apărare. Dar rezultatul final este de 5-1. Totuși, calmul, siguranța lor, experiența, clasa a contat sau lipsa voastră a condiției fizice? Nu, mai mult a contat calmul, lipsa de, cum să zic, calmul mai mult a contat la ei, calmul și experiența mai mare la ei de mini-fotbal. După o remiză cu Ecolux în care ai punctat decisiv și ai fost unul cel mai bun pe teren, ați putut face o nouă surpriză, dar ați clacat. Am dorit să facem și azi o surpriză, da. Dar așa s-a întâmplat că l-am scăpat, din greșelile proprii am scăpat. Cel mai bun n-am fost eu, am fost echipa cel mai bun. Adică... Mulțumesc, credeți că eu sunt cel mai bun, da? Asta e. Am scăpat din propriile greșeli. Ecoluxul a fost o echipă, un meci tot fix așa cu mult progresul, greu. Dar acolo am scos un rezultat, dar azi n-am putut, din păcate. Cine v-a pus cele mai multe probleme dintre adversari? Dintre jucătorii echipei mult progres? Da, toată echipa a pus efort. Adică sunt bravo toți. N-am pe cine... Zici cine a fost mai bun sau cine mai rău, ei toți sunt bravo. Poți zic din Niagara, bravo. Totul se vedea când el e în teren, apoi e alt fotbal la ei. Care dintre ei? Andrei Niagara.